În acest clip vom vedea cum se lucrează cu resurse partajate în Livresc. Orice resursă poate fi partajată cu alți utilizatori, posesori a unor conturi Livresc. Prin partajare, aceștia pot vedea și edita resursa respectivă. Pentru partajare, în organizator, marcăm resursa sau resursele dorite, după care apăsăm butonul Share directoarele nu se pot partaja. În fereastra care se deschide, trebuie să marcăm din nou fișierele pe care dorim să le partajăm. Înainte de a închide fereastra, trebuie copiate linkurile corespunzătoare resurselor partajate pentru a fi transmise celui sau celor cu care se face partajarea, după care se apasă butonul Confirm. Pe pictograma corespunzătoare resursei partajate apare un semn care indică partajarea în colțul din dreapta sus sau alături de nume dacă vizualizarea este de tip listă. Toți cei cu care se partajează resursa respectivă trebuie să aibă un cont livresc aceștia pot accesa linkul transmis prin e-mail sau în alt mod, care le va deschide resursa respectivă în atelier în contul propriu. După ce linkul a fost accesat cel puțin o dată, resursa va putea fi vizualizată și în organizatorul celui cu care s-a făcut partajarea, apăsând butonul Shared with me. Resursa partajată de către un alt utilizator nu poate fi mutată într-un alt director. Vizualizarea tuturor resurselor partajate de către utilizator se face apăsând butonul Share by Me. Eliminarea partajării se face marcând resursa respectivă și apăsând butonul Share. În fereastra care apare, debifăm numele resursei la care dorim eliminarea partajării și apăsăm confirm. Din acest moment, resursa nu va mai putea fi accesibilă pentru alți utilizatori.